Bună ziua, dragii mei! Astăzi am să vă spun o poveste. Povestea îngerului întrupat. Și ascultați-mă cu atenție. A fost odată un înger care se plimba prin creația lui Dumnezeu și zbura el așa printre planete, printre sori, printre stele, zbura purta de vibrația lui, de vibrația nemărginutului contemplând. Dintr-o dată îi veni o idee să zboare spre dimensiunile cele mai joase ale creației. Zburând așa, din neant auzi o voce, un suspin și se apropie spre a depista sursa sunetului. Ajunse lângă o planetă frumoasă, albastră și strălucitoare. Planeta se afla lângă duhul ei care privea pierdut la aspectul său material. Ajungând lângă el, îngerul atunci a simțit durere și amărăciune. Mama Gaia își ruga copiii să nu-i mai facă rău, să nu-i mai distrugă corpul material, golindu-i sângele din venă și rănindu-o cu armele lor. De fiecare dată când oamenii făceau asta, mama Gaia îi ierta și le cânta un cântec de aducere aminte. Și cântecul suna așa: adu-ți aminte, dragule, că ești copilul meu și te iubesc nespus și îți doresc să-ți amintești că noi suntem una și trebuie să conviețuim în armonie, în pace și să iubim viața. Atunci, îngerul, auzind aceasta, cântecul mamei Gaia, se întristă atunci și o întrebă dacă îi poate fi de folos, dacă poate să facă ceva pentru a-i alina suferințele. Mama Gaia îi spuse îngerului atunci că omul a uitat că ea este o entitate vie și prin ignoranța lor ei se distrug între ei și în același efort susținut distrug viul, ruinându-i esența sa pură. Durerea planetei se răsfrânsă atunci în jurul ei, vibrația durerii se răsfrângea astfel încât îngerului îi era foarte greu să reziste la acele vibrații joase. O salută pe mama Gaia și promise că într-o zi se va întoarce și va deveni om pentru a ajuta viața să renască, pentru a-i aduce aminte omului de originea lui. Și atunci îngerul pleca. Îngerul zbura, animat de o dorință de a se întoarce cât mai repede pentru a o ajuta pe mama Gaia. Și, bineînțeles, pe locuitorii ei să devină una așa cum este scris în legile universului. Ajuns printre îngeri, el povesti și celorlalți despre durerea planetei și despre ce se întâmplă acolo, în dimensiunile inferioare ale creației. Atunci, îngerii se sfătuiră și au luat hotărârea ca unii dintre ei să coboare pe pământ, ajutând din interior planeta și pe frații și surorile lor să-și reamintească că ei sunt însăși același unul. Momentul sosi și îngerii s-au întrupat în oameni. Vom urmări de acum pe îngerul nostru de la care a pornit această inițiativă și vă voi spune
Sunt sigură că sunteți foarte, foarte curioși. Momentul sosi și îngerii se întrupară, deci în oameni. Acesta alesese, vorbesc de îngerul nostru, alesese un loc anume de pe planetă și o familie a cărei conștiință comună era foarte scăzută, tocmai pentru a-și face lucrarea divină acolo. Deci îngerul a ales bine. Se născu într-o iarnă și primul lui zâmbet adus în inimile părinților lui, deci aduse o mare bucurie. Timpul trecea și îngerul nostru, întrupat, creștea. Avea aproape un an și jumătate și râdea tot timpul. Se cuibărea la sânul mamei lui și cu mânuțele lui micuțe atingea fața mamei și o mângâia, aducându-i acestea o satisfacție de nedescris și mare bucurie. Măcinați de neajunsuri, familia nu avea ce să-i ofere îngerașului nostru, însă el conștient fiind că este iubire, îi ridica de fiecare dată când vibrația, când acestea cădeau în acea iluzie a dispărării și vedeau viața doar prin ochii durerii. Observa că de fiecare dată când el le oferea dragoste părinților și dorea să se joace cu el, părinții lui păreau pierduți, uitați de ei însăși, închiși și ștersi. Lucrurile simple nu mai puteau fi observate, căci valoarea acelei simplități din acei oameni începuse să se reducă. Zâmbetului său, nu-i mai răspundeau alte zâmbete, atingerile lui nu-i răspundeau atingerea. Îngerașul simțea toate acestea. Atunci, realiza și experimenta primul fior al ruperii contactului cu Dumnezeu, cu esența, simțind vibrațiile neputincioase ale familiei, care uitase să împărtășească iubirea, uitaseră să zâmbească, uitaseră compasiunea și faptul că viața le oferă bucuria prin acele lucruri mărunte. Îngerașul nostru încerca cât posibil să facă conexiunea care să-i fi oferit răspunsul la întrebarea de ce. Pentru ce oamenii se purtau așa? Deși corpului fragil ascundea o esență divină în manifestare, înțelegerea acestui aspect cădea neputincioasă în rutina vieții văzute prin ochii familiei lui adoptive. Timpul trecea și uitarea se cuibărea în ființa lui, așa cum se cuibărise luna în mantia nopții cu stele sclipitoare. Lupta interioară își afișa terenul, cucerind din ce în ce mai mult atenția asupra iluziei și efectelor ei. Se îmbrăcase în haina umană, dar de fiecare dată se uita la oameni, realiza că el nu se găsea în tradițiile lor, în jocul lor și în aparența unei identități reale. În forul lui interior, el oprea trecerea timpului observând rutina și nimicul din ceea ce oamenii se hrăneau zilnic. Realitatea lor era indusă în sfera exteriorului, iar percepția lor asupra
identității ce zăcea într-un colț al ființei. Oamenii se percepeau atunci ca fiind doar corpul acesta și nimic nu părea să nu le indice că se înșeleau în privința adevăratei lor identități. Ei, dragii mei, timpul își punea din nou ampreta pe îngerașul nostru și amintirea ceea ce este cu adevărat și a originii sale se scurgea din clepsidra realității. Fiecare bob de nisip scurs era cât o amintire care părăsea încet și dureros spațiul inimii. Amintirile s-au scurs, însă atunci când totul părea să o ia la vale, un bob de nisip din clepsidră, o amintire refuza atunci să se șteargă de tot. Bobul se blocase la jumătatea clepsidrei, refuzând să cadă în partea de jos a clepsidrei. Este aceasta, dragi mei, sper că intuiți. Este legătura, este amintirea legăturii cu Creatorul, cu părinții vieții, cu izvorul nesecat al iubirii, din care toți ne-am născut. Îngerul nici nu bănuia că acel bob, acea amintire a identității sale, va cântări în viitorul său alegerea revenirii la primordial, la etern. Cu atât de puțin rămas în inimă, ființa îngerașului nostru, cu pași, cu totul în iluzie ajunsese. Identificarea cu lumea se realizase complet atunci. Ființa lui transpusă, iar lumea, societatea, a completat în dosarul vieții lui o idee de viață care corespunde majorității. Îngerul nostru a fost îmbrățișat de anonimat. I s-a dat atunci o educație, l-au învățat o istorie, l-au integrat așa cum se cuvine cu botezul dualității. Cuprins de uitarea adevăratei lui identități, el atunci, dragii mei, el deveni actor, începând să joace rolul unui om în piesa pe care ceilalți actori o jucau împreună cu el. Și așa porni în aflarea originii lui. Ok, să-mi aduceți aminte, să vă spun și partea a doua, da? Aceasta a fost povestea noastră despre îngerașul întrupat. Mi-o la revedere de la voi, cu aceleași mulțumiri că sunteți alături de mine. Vă iubesc și vă îmbrățișez cu tot dragul. Pe mine mă găsiți pe canalul meu de YouTube, Ilinca Gabriela, pe Facebook-ul meu, Gabriela Ilinca, apoi pe blogul Viața, pe blogul meu spiritual, Reiki Usui, Gabriela Ilinca Reiki, terapii spirituale și inițieri și mesaje dincolo de viață. Închei cu fraza mea magică, care nu cred că voi renunța la ea. Vă transmit, dragii mei, din suflet, lumină și iubire. Vă iubesc!